Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou video cu SnowRunner. În episodul de astăzi vom face cele 3 curse de la Stage 2, pentru că vreau să termin Stage 2, să trec la Stage 3, să vedem ce avem și pe aici de făcut. Așa că prima deblocată este aceasta, după cum ați văzut în garaj. Vreau să încerc cu această mașinuță, cu Khan 39 Marshall. Hai să-i dăm bătaie. Stai să fac și zi. Așa, și să-mi pun și un checkpoint unde trebuie să ajung. O, trebuie să ajung aici. Păi, o să iau partea asta. Cobor pe aici, cred că pot. O să vin la punctul de start. Păi, cel mai bine este să ne vedem la punctul de start. Am ajuns și la linia de sosire, așa că o să începem cursa. Ia să ne m-aș putea să-mi pun eu, dar nu știu exact pe unde mă duce. O, las, că o urmăresc așa. Hai, pe locuri. Fiți gata. Start. Hai, micuțu. Am început cursa. A, se pare că nu e cu timp. A, deci nu e cu timp. Uite checkpoint-ul aici. A, păi așa e simplu, e doar gen cursă de off-road. Sau ceva de genul. Problema e că nu știu cum să mai iau. A, uite în față checkpoint-ul. E cu albastru. Înseamnă că am ales bine pe ăsta, pe marșalul ăsta micuț. Apa ca mare și nu mai urcă. Oh, și e finish-ul. Oh. Ah, că le terminăm imediat. Am dat și finish-ul. Easy. Hai să vedem unde e următoarea. Bine, a deblocat aici. A, ți le dă că dacă vrei să le faci după aia contratimp. Am înțeles. Hai. Următoarea unde e? A, de aici? Ok. Unde e linia de start? Și acum trebuie pe coborâre, cred că. Asta e contratimp? Da, e pe coborâre acum. Unde e checkpoint-ul? Că nu-l văd. Uite-l aici.
Următorul? A, uite, tot mai acolo jos, l-am văzut. Sper să mă încadrez în timp. Hai, dai. Dă-i bice. Uite, ai checkpoint-ul. A, și da. Logic. Trebuie să ajungem de unde am plecat. Ah! Am pălit-o. Hai că a fost destul de simplă și asta. Hai să vedem pe următoarea. De aici doi. Da. Deci trebuie să facem una în partea aia. Păi haideți că o să-mi pun eu checkpoint-uri așa. Deci tu cum să ajung. Și ne revedem acolo. Mai am foarte puțin și o să ajung în acea carieră sau ce e. În cazul nostru, pista de curs off-road. Trebuie să fac să dau timpul, să fac și zi. Ca să vedem vedem bine. Ia ușor. Uite, de aici cred că se dă startul. Sau nu? Unde se dă start? De acolo, de jos. Păi și cum ajung eu acolo? Oare pot să trec pe stâncile astea pe aici? Nu cred. Am ajuns și la cursă. M-am întors cu fața încolo, cred că pe aici trebuie să începem cursa aia, să vedem. Mamă, și avem timp. Nu văd checkpoint-ul. Ca să știu dacă am luat-o bine. A, da. Super. Să reușesc să-l fac. Îi dau cu low plus pe aici ca să treagă ușor. Și cu
cuplet și diferențială. Deci astea de beton sunt puse special ca să te prinzi cu winch-ul de ele în caz că nu mai poți. Hai mă, să trece timpul. Finish. Și am terminat și cu stage 2. Perfect. Ia să vedem, ai deblocat stage-ul 3? Da. Ce avem aici? Avem 4 metal beams. Să zicem la turnul de comunicații. Avem transformare, 4 metal beams-uri și din astea greuți. De aici din zona. Pentru că ne trebuie remorcă mare. Deci un singur metal beams ocupă 2 sloturi. Ne trebuie remorcă din aia mare. Bun, băieți, pot să rămân și eu aici cu acest video și vom continua data viitoare stage 3. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Nu uitați să dați acolo un like, un subscribe, un share și un comment. Eu am fost Vesenca Games și până data viitoare v-am salutat. Pa, pa!